Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Politică și delicatețuri. Astăzi am un invitat care află înaintea noastră ce se întâmplă în lume. Cunoscut la Televiziunea Națională, Mihai Rădulescu, care... Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Să-ți iau un interviu, că a plecat în Moldova să vadă ce se întâmplă pe acolo, da? Adevărul că din Moldova am venit cu un cadou pentru tine. E un vin, hai să... Uite, aduci... Da? Nu știu dacă trebuie neapărat să vadă reclama, dar și ce mă interesează și de-aia am ținut să ți-l ofer. E făcut de un producător individual, ca și tine. Gogu! Vinul Gogu! Gogu, da. Bun, și... las că, băi, ca să nu rămân dator... Mulțumesc. Poezie pe sticlă, vinul Ludinescu. Mulțumesc. Ia zi-mi ce aici, cântec din inima albastră, mai știi cum te strigam pe atunci? Nu e vorba de tine, facem încă nu ne căsătorim, facem schimb de produse, se permite, le lăsăm aici, al bei după, dar dau și, cam și, e vin de anul trecut, a fost un an extraordinar, la mulți ani, bine ai venit, hai. La mulți ani, mulțumesc. Bun. Încă o dată e o invitație care nu se refuză la, nu se refuză la masă. Se bea bine, se mănâncă bine și se vorbește inteligent. N-am făcut nicio pregătire înainte, pentru că știu că Mircea e un tip spontan și îi plac lucrurile, nu evident, nepregătite. Deci n-am făcut niciun antrenament. Am luat-o așa în piept. Fii atent ce-ți fac acum, o să vezi... Tu nu ești un mare bucătar, sau ești? Mare consumator. Un gurmand. Un gurmand. Vino mai aici să te vezi și tu în cadru. Să vadă lumea un gurmand. Da. Te doare ceva? Asta nu mai aștept. Îl injectez. Am două chestii. Am puțin rom cubane sau dacă vrei coniac franțuzez, românesc, de care vrei. Așa. Deci îl injectez cu alcool. Îl injectez cu un alcool, cu... O băutură fină, așa. Îl bag în piept, așa, puțin tel, pentru că se parfumează carnea și se face și mai frăgezel, știi? Pui injectați cu rom. Hello! După asta, îi băgăm și niște zeamă de portocale. Ține-l într-o parte, așa, să poți să... Da. Să mai spui scoți. Dacă cu ce poți să te ajut. Că ține, nu, ține așa ca să intre mai multă zeamă. Da. Că eu asta. La prepara mâncare nu sunt... Eu nu mă mor deloc după piept, dar se poate injecta când îi pui mai slab și niște unt topit. Îi bag în puiul ăsta puțină sare înăuntru. Pe urmă îi bag chiar și o ceapă de asta. O despic puțin, că îi dă un gust și un parfum așa mai în burtă, da? Puține mirodenii, tot în burta lui, și pe deasupra, așa. Și îl pun la prăjit întreg, așa. Sigur că poți să faci puiul ăsta și... Dacă vrei să te ajut cu ceva, să-mi spui. M-am uitat pe niște emisiuni anterioare să văd cum s-au comportat alți invitați. Deci mi-am făcut temele. Deci unele dintre emisiuni le-am văzut la televizor live. Ca să fac spanacul ăsta să aibă și gust ca lumea, pentru că el, nu putem să spunem care e sănătos, are tot felul de minerale, de fier, de... Să iau modelul. Punem 2 ardei, curățăm de semințe. E o mâncare de primăvară, așa, super. Cu cât pui mai multe legume, nu orice legumă, dar... Merge foarte bine dovlecelul ăsta cu ardeiul și cu ceapa și cu prazul. Spanacul punem în final. De obicei, în cărțile de bucată se scrie că trebuie fiert înainte. E o prostie. Îl pui direct peste... Peste pui? Nu, peste legumele astea prăjite. Fiindcă el rămâne mai consistent așa, știi? O să vezi. Da.
Peste pui? Nu, punem puiul peste ăsta după ce se prăjește. Deci deja da. Am dat proba. Da, dacă știu, ești în afară, nu contează, e bine. Da, am anunțat la început, bună, am da. Prins aibă așteptări, să mă vadă cum mănânc. Da, cum, da. Foarte bine. Auzi, Mircea, când te văd așa, știi că am citit undeva și îmi făceam probleme, că eu nu știu să gătesc și am spus asta. Am citit undeva că cei bărbații, într-o care revistă, gătesc? Care gătesc, sunt se sexy. Se pot mărita. Nu, sunt sexy. Ah. Deci am citit într-o revistă din păi asta... Da, tu și ce mare succes au bucătarii în Occident să omoară, numai la noi. Pui și un ardei iute. Așa, de asta... de fete, că am acasă trei fete și scria că sunt sexy. Și mă, eu îmi făceam probleme că nu gătesc. Dar știți ce scria mai departe? Că cei care spală vasele sunt irezistibili. Aolo, pe vasele! Aici m-am scos eu, știi? Adică... Cei care spală vasele se pot mărita. Da. E atât de concentrat, atât de implicat în ceea ce face. Mie îmi plac lucrurile astea. Mor după oamenii care pun pasiune, nu patimă, pasiune în ceea ce fac. Și uneori aveam impresia că îl deranjez vorbind și eu. Usturoiul nu se pune niciodată la început, o să-l toc, dar o să-l... hai că am și niște... Să mă fac și eu util cu ceva, cu ce pot imediat. Știi să toci usturoiul, micuț, așa e. Încerc, deci să-l toc? Da, să-l toci. Nu, așa... eu știu să-l bat așa cu ciocanel. Nu, că nu-l face mulți de aici. A, nu... Deci am pus... doctor ceva pe aici. Așa, plecat. Așa. Și mai mărunt după aia. Mai pune vreo trei așa, știi, nu mai mult. Și mai mărunt uite. Așa, avem ceva asistență calificată dacă îmi tai... Da. E, sunt pregătiți ăștia. E domnul Arafat aici, în spatele scenei. Bine, dacă a tocat și el un usturoi acolo. O să întorc puiul ăsta care deja dă semne, că începe să se facă. Nu mai scap o acum. O să-l dau și mai încet. Dacă mă descurc prea bine, nu mai scap. Trebuie și acasă o să mă pun la muncă. Am nevoie oricum de un ajutor de bucătar aici. O să-l angajez la subsol, unde sunt fetele care taie ceapă și nu știu ce, și aici, la bucătărie, unde sunt ăștia care prăjesc, pun mirodenii, pun vin, pun zeamă de portocală. Dar are, e un început bun pentru el ca bucătar. În asta o să pun ulei și o să pun niște roșioare la prăjit. Ce foc! Sigur e totul sub control? Are un stil absolut flamboyant, să zic așa. La propriu și la figurat. Era să luăm foc, ai văzut. Mă rog, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, vâlvătaia așa mare. Probabil că el e obișnuit cu flăcările. Păi dacă nu este flacără, foc la bucătărie, și mie îmi place chestia asta, mă și excită puțin faptul că pui vin și vine flacără. Pui zeamă de portocală, vine flacăra. E o chestie, știi? Parcă de obicei să pune o... chiar așa. Păi vinul meu arde mai tare decât uleiul. Bun. Am pus și roșioarele să... E puțin surpălit așa, știi? Eu nu mai rezist. O să vin să iau direct din tigaie. Ia să, băi, nu tu capă tot, că e bine cât. Mi-ai dat comanda startului. Ia zi, ai fost în Basarabia, ce e mâncat bun acolo? Totul e bun acolo. Totul e bun, asta 5 săptămâni, chiar totul e bun. Pentru prima dată când aud o chestie, totul e bun acolo. Ai dreptate că Moldova da, deci eu nu, și Basarabia, adevărul e că știu să gătească acolo. Bine, o influență a bucătăriei rusești, plăcințelele alea care sunt, pomenite, au la origine chestiile blinelele alea rusești, cu icre negre, cu icre roșii, cu somon, cu... Ai mâncat sau nu? N-ai mâncat. Plăcinte nu ți-ai permis. Am luat din piață de la ei, dar nu chiar icre negre, o tentativă. Ceva... Da, le-am vopsite, icre vopsite. Dar nu erau buni, erau ceva din alge, nu știu, mi-ai explicat, destul de interesante. Ce, icre negre din alge? Da. Nu deci sunt din alge. Un grup de actori de la Teatrul Național, acum vreo 2 ani, au fost la Moscova, știi? Și în piață au cumpărat icre negre.
Le-au ascuns pe acolo, până geamantane, să nu le găsească vame și că nu e voie să scoți. Și la control, i-au controlat. Și vame și spunea, a, icra, e false, false, bun. I-a lăsat pe toți să le ia, pentru că erau false, de fapt. Dar poporul român. Aia a fost așa, că m-ai întrebat, am mâncat într-adevăr mâncarea lor tradițională, dar sunt și deci acum fii atent, zile, hai să ne văd. Nu fierbem acest spanac. Spănăcel așa, sărac, baby spanac. Te-ai gândit la mine, crezi pui... că baby spanac, nu? Baby spanac. Să pun și roșioarele astea. Așa, să se... Acum el se prăjește, dar își lasă și zeama în... Și rămâne, cum să spun, rămâne și consistența lui, că altfel devine un soi de... de-asta... părcheală de-asta de găină, și dacă se topește total în... în dacă îl fier, de exemplu, bașca, da, că îi rămâne în zeama aia toată, tot gustul, și punem puțin vin să-l ajute. Termină, mă. Știu că aveți putere. Băi, vinul are... nu are putere, nene. Dar mie îmi place și cum arată. Arată, adică arată într-un fel. E... contează mult esteticul, păi, și da, la mâncare, dincolo de gust. Gândește că aici am pus dovlecel, am pus praz, ceapă, ce-am mai pus? Ardei de ăsta capia, roșu, da? Niște roșii, vin și portocală. Deci cum să nu fie bun? Îi punem acum puțină sare, o țâră de zahăr. Și zahăr? Da, puțin. Măi, la mâncare se pune... Mi-a fost foarte simpatic, în primul rând pentru că este un gurmand și știe ce e bun pe lume. Știi cum vine să iau direct din tigaie? Hai să, păi, dau să gust imediat. Păi, am rămas traumatizat când eram mic la bunica mea, nu mă lăsa să... A, să pe mine mă lăsa. Cartofi prăjiți și, pe bune, aveam tot tipul discuții cu treaba ta. Cartofii prăjiți făcuți de bunicile noastre în tuciurile alea nemaipomenite. Nu, că să mâncă la masă, să așeze masa. Ce masă? Că eu muream de poftă, furam cartofii de la... de pe ragaz. Îl pun pe tot. Eu nu mai am de făcut pe aici nimic, nu? Mai trebuie să usturoi ceva, usturoi am pus. O injecție. Se cheamă că am muncit împreună. O injecție în final. Da, și îi pun o... ai gustat vreodată dulceața mea de... Nu. Ardeiuți, gusto? Ia și un cârnăcior să spriască. Ce bun e! Hai să spun așa. Te rog. E extraordinar. Da. Ăștia s-au făcut la cetate. Asta e pulpă de, da, cu miroase, de rață. Da, mirosul și pasta. Fii atent. Dumnezeu ăștia. Ăsta e ghiudem făcut de mine. Din capră și oaie. S-a văzut că sunt așa de pofticios? Că m-am temut să nu se vadă prea mult. Așa, uneori încerc să nu fiu atât de transparent. Ai ieșit și ceapa din el, ia să vedem. Îmi place pielița aia. Îl mai țin puțin. Păi da, pielița crocantă, așa. Super. Bun, asta este gata deja. Deși n-am gustat-o, dar mergem pe ideea că n-avem treabă la gust. Dar trebuie să fie foarte gustoasă. Așa, stai puțin să-ți dau să guști tu primul. Mulțumesc că ai ținut cont de, de ceea ce spuneam, că sunt așa de pofticios. Suflă puțin în ea. Mersi. E și puțin dulceag, așa? Se simte acrala aia de portocală puțin? Nemaipomenită. Mie-mi plac legumele. Așa că orice ar fi pus acolo, dacă era legumă, era pe gustul meu. Acum, sincer, toată combinația asta, deși aparent eterogenă, la final se simte foarte omogen așa la gust. Și mi-a plăcut maxim. Să o aranjăm deja. Ăsta ți-l iau acasă, că nu. Ce n-am mâncat să iau acasă. Îți dau la borcan. Aici ai copii, ai nevastă pe acolo? Da. Am... nevastă, două fete mari. Ha, ești tare. Dar nu prea mănâncă... Deci pentru mine, Emilio. Ah. Nu mănâncă. Cruzim de-astea nu mănâncă. Te închizi în... Da, mă închid acolo. În camera ta de dormit. Și mănânc. Să nu te vadă și mănânc. Da.
Mănânc și plâng, mănânc. Eu știu să mănânc bine, cred eu. Să gătesc mai puțin, dar apreciez foarte mult, îi apreciez pe cei care știu să gătească. Wow. Pot să fac și o poză? Te rog. Deci, vezi că au scris unii că cel mai bine plătit personaj din televiziune. N-am dat nicio dezmințire, deci puteam să dau. Puteai acum. Dar au făcut șticăloșea să pun o poză cu Ceaușescu și eu cu microfon, cum ar veni. Eu am fost, cum ar veni, la Scânteia, așa. Ori eu singurul reportaj pe care l-am făcut cu Ceaușescu a fost în 89, când i-am tras una în timpul vieții, știi? Dar ticăloșea omenească nu are limite. Bun. Uite ce mișto arată. Super. Da. De-aia am făcut poză, pentru că până să... Vreau să arăt și acasă. Miroase-l. La mulți ani, bine ai venit. Muzică bună. Mâncare bună. Pui îmbătat de sine însuși. Nemai pomenit, am gustat deja. Și... Să știi, am avut ușoare emoții, pentru că și eu știu că se mănâncă bine la frații noștri din Basarabia și după plăcinte, ai fost la plăcintărie aia unde sunt 5 soiuri de plăcinte. Da, în spatele președinției, cu plăcintă cu vază. O președinție care se respectă și trage în spatele ei o plăcintărie. Exact. Să fie clar, da. Cu varză, cu cartofi, da. Cu halva, da. Chiar. Deci da. O groază de sortiment. Cu halva n-am mâncat, da. Da. Așa. Dar, și cum te-ai simțit? Pentru că e o mare problemă cu Moldova noastră de dincolo, de Prut. Eu am moderat emisiuni electorale acolo. Am avut alegeri pentru Parlament. Da. I-am aranjat atât de bine că nu au pus guvern ce, mult timp după. Ce ai scos? Nimic. I-ai îmbărliga pe aia de nu mai știu nicio, da? Dar și ei pe mine. Mm? Adică trebuie să duci puțin înspre est ca să vezi că după aia începe să devină tolerabilă clasa politică românească. Da, 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 încep să înțeleg. Bă, stai că la noi nu chiar așa de nasul. Deși nu ar trebui să ne comparăm, uitându-ne către est, ci către vest. Bine, acolo mai e, acolo e ceva totuși. Sunt e mai diversificată parcă viața politică decât la noi. E clar că e, mă rog, PSD-ul care ne nezdruncinat de atât amar de vreme. Încă. Și niște partide de opoziție care obosite, care încearcă să-și reșapeze liderii. Nu? Da, nu toate sunt obosite, că unele sunt și mai tinere. Da, la noi? Da. Ăștia tinerii. Da, mai sunt și mai tineri. Niște tineri ușor obosiți. Ca obosit așa. Ușor obosiți. Păi atunci îți dă că ăștia care sunt la putere să terminați deja. Da. Mă rog, eu mă bucur că bătrânii Gașperi de la PSD nu prea obosesc din enorocire. Vedem acum la europarlamentare că va fi un indicator ăsta, scrutinul europarlamentar și pentru ce se întâmplă în prezidențiale sau la anul la parlamentare. Sentimentul e că nu va ieși lumea, știi, la vot, din păcate, știi. În fine. Și acolo era dezamăgire mare peste Prut. Da, adică erau dezamăgiți de clasa politică. Evident, sunt două țări de unde lumea pleacă, spre vest. Dar noi tocmai asta ar trebui să încurajăm și mi se pare că se face prea puțin în sensul ăsta. Dacă în Est, de exemplu, înțeleg că există anumite limite pentru că sunt televiziuni multe în limba rusă și le spun tot felul de aberații acolo. Deci spun... Îți dau exemplu, niște lucruri incredibile. Îmi povestea oamenii că la televiziuni de limba rusă, da? Le spun că românii, de exemplu, sunt catolici. Ce căutați voi cu aia, că ea-s catolici? Păi, hello, bine, n-ar catolici, dar noi propunem și dacă ar fi catolici, dar n-ar fi nicio problemă. Ca și cum ar fi niște bandiști. Exact, da. Până și folosesc astfel de manipulări care nu au nicio bază până la urmă reală. Dar fii atent ce mi-a spus un tip, un român, care a stat și la Moscova, o figură, în fine, un personaj. Și mi-a zis, dom'le, știi care e nebunia acolo? Că în Moldova există câteva sute de mii de ruși, aproape, nu chiar un milion, dar așa. Ăia rușii de acolo, ei vor să intre Moldova în Europa. Pentru că e o cale foarte subtilă, nu? De a ajunge în așa și ar face un canal și cu Moscova, de fapt, până la urmă, știi? Bun. Bine, eu eram de părere că dacă Rusia era băgată în Europa, s-a terminat dracu și cu înarmarea și cu, înțelegi? Pentru că nu mai e comunism. Comunism... Corect, nu mai e. Dar și ce e acolo la ei nu e de... Bine, deci, e o nebunie. E putinism. Da, adică... dar știi, e putinism, dar gândește-te că și la noi, dacă nu intram în Europa,
Și la noi era, nu Ilieșism, să zicem, dar era Adrian Năstăsism sau nu mai știu ce. Adică băieți aveau mare... O dictatură. Nu chiar dictatură, că mă rog, dictatură nici acolo nu poți să spui. Europa te obligă să-ți pui papion la nădragi ăștia de țară, știi? Adică... Da. Ar fi trebuit îmblânzit ursul, de fapt. Dar ideea că el e hârjonit printre stinghii, așa cum sunt câinii la țară, bași bățul printre gard, ajungem ca noi, și cu americanii, suntem tari, să stăm, nu știu câți ani de aici înainte, copiii noștri să-ți dea cu această spaimă, că ne papă ursul. Păi, că nu o să-l păpăm noi pe el, că corect. La câte de-astea arme nucleare au în cosmos și la nu știu, e absurd să credem că noi cu scutul ăla de la Deveselu îi omorâm pe ruși. Vom da, trăi cu această obsesie. Eu credeam că scăpăm de obsesia rusească odată intrați în capitalism. Dar trebuie să ne mai ajute. Dar am luat-o din nou în brațe. Trebuie să ne ajute și ei să scăpăm. Păi de da, ei, dar pentru nu că, uite, au luat Crimea da. Și nu mi se pare că ursul aici, s-a îmblânzit. Știu, dar când aud pe un american, noi suntem în NATO, suntem în Europa și vine un american și spune după Crimea urmează România. Bați nebunii, păi nu suntem în NATO, nu suntem cum să... Înseamnă că se declanșează cel de-al treilea război mondial în clipa în care ar intra rușii în România. Că e o țară a Uniunii Europene ocupată ruși. Trebuie să fii ori nebun, da, ori sinucigaș, ori eu nu mai înțeleg. E o formă de a ne înarma pe noi până în dinți. Înțelegi? Suntem noi țânțarul anofel care o să înțepe ursul nu, sub mai coadă. Noi, că mai sunt și polonezii și asta. Da, dar, fiind, da, dar e noi la mâncare acest înțelegem... complex al fostelor state comuniste. Înțelegi? Cu babau sovietic. Tu știi că pe vremea lui Ceaușescu la ședințele de la Uniunea Scriitorilor, când au scandal, spunea: stimați tovarăși, vă rugăm, nu mai vorbiți așa că vreți dumneavoastră libertate și nu știu, că nu e mai complicat. Rușii fac manevre la granița României. Batista Pățambal, mai ușor, înțelegi? Deci aici e marea problemă. Eu mă bucur că m-ai invitat să discutăm și politică. Delicatețuri au fost tot timpul la tocmai. Emisiunea avem ta. Avem delicatețuri. Și eu, dacă mă ocup de zona sa politică de că e, 92 de când am intrat în presă. Un om care e la curent cu ce se întâmplă în lume, să vorbim despre femeile fatale din România. Nu că n-ar fi nu interesant. Nu că n-ar fi o temă interesantă. Da. Dar cred că lumea așteaptă altceva acum. Deci, ideea este că eu aici dăm voie doar două secunde să-mi afișez așa pro-occidentalismul și să spun că nu mă deranjează lucrurile astea. Spre deosebire de tine și am plecat cumva amândoi, deși ne despar vreo 10 ani să spun, am plecat din același sistem. 66. Deci ne despar 16 ani, că eu sunt născut în 50. Așa mai tânăr. Eu sunt mai tânăr. Da, sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de rost și ochiul sclav în care fecioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost când carnea mi florește și doar uitarea plânge. Noroc. Așa. E deci, eu nu sunt antioccidental. Pe mine mă uimește faptul că noi, intrând în Europa, făcând parte din lumea occidentală, vine un tip din America, nu un personaj, un polițian, că a doua țară... Păi bă, nene, păi... Corect. De ce am intrat seama, totuși în NATO? Parte, să ne apere ei cu rachetele lor, uriașe. Apere, și cu... noi trebuie să facem ceva ca să te apere. Adică nu suntem niște asistați. Să tropăim, auzi? O să tropăim. Exact că, știi cum vom fi? Știi că am întrebat pe ruși și la acolo Moldova a făcut sondaje și aici în România să fac. Totuși, lumea percepe ca Rusia în continuare cu o amenințare. Știu, păi, acum, da, și nu cred că este gratuită această temere. Nu e gratuită, dar să spun ceva. Există, dar de ce să nu vorbim? Eu știu că e chestia, să fii corect politic. Păi, americanii fără ruși ar fi intrat în deznădejde și în faliment, pentru că la câte fabrici de armament au ei, gândește ce ar însemna să... Sunt milioane de oameni care muncesc în fabricile de armament ale americanilor. Ca și la ruși. Rușii au nevoie de americani, fiindcă Putin ce spune? Dom'le, babau, stați puțin! Românii vor să ne omoare cu scutul de la Deveselu. Americanii fac noi rachete, nu știu ce. Fiți alături de mine! Și atunci, muclez, toate posturile de televiziune sunt ale noastre, ale poporului, așa, nu ale unor oligarhi. Nu. Și atunci lui crește cota, de fapt, în clipa în care se dă victimă. Știi că victimizarea corect, e o formă teribilă pentru un politician. Ce avem de câștigat de pe o parte și de pe alta. Eu văd că trendul, când începe lumea să ducă așa, asta era un test și pe timpul comunismului, că am trăit totuși o vreme, până la 23 de ani am trăit amândoi. Și întâmplător, Neanicu a trăit cu babau, de-aia i-a crescut cota lui Neanicu după intrarea rușilor în Ceoslovacia. Neanicu a ieșit în piață,
Și de fapt, urmă, el a devenit aminte... stalinistul numărul unu. Eu sunt copil de obor, Mircea. Da. Deci am crescut la pasaj acolo. Așa, ia zici și tu. Deci, din copil de obor, în loc să vinzi acum la piață, fii și tu un mic negustor de spanac, ce spanac vinzi tu la televiziunea română? Asta la știri. Eu noi nu vindem spanac, doar îl consumăm, că suntem papa baby, marinarul. Și părintele spanacului nu trebuie și el vândut? Da, trebuie numai vândut, baby. Nu știu să fac bani. Spre deosebire de tine, nu știu doar să cheltui. Să știi, cu făcutul banilor e o problemă, știi? Eu întotdeauna sunt fără bani. Dacă vrei, mă și închin, adică... Că e la ciorap nu, am inventat, nu ciorap, nu i-am băgat la ciorap. Doamne, banii nu trebuie băgat. Că și în Biblie scrie să nu îngrop talentul, adică talentul era o monedă. Să-l faci să-l circule. Să nu-ți îngrop talentul, deci... în cazul meu. Mi l-am îngropat în agricultură, în vie. Aia în... nu s-a îngropat, așa în investiție. Știi ce înseamnă asta? Păi da, e o investiție de cursă lungă. Chiar m-am uitat. Dar nu te îmbogățești, ascultă-mă, te rog să mă crezi. Am datorii la vreo 3 bănci. Nu te îmbogățești. Cine și închipe că la producătorul român se îmbogățește, greșește imens. Se îmbogățesc ăștia care import-export, aduc mâncare ieftină din Occident, aia care e gata să se strice și o vând în România. Și devin milionari. Eu n-am văzut încă producător român cinstit, care să devină milionar. Nu era un proces de intenție, Doamne ferește, dar e de bine. Eu apreciez oamenii care știu să facă bani și oamenii de afaceri. Da, nu, păi sigur, și e capitalist, și... că cineva a zis, a zis Iliescu despre mine că sunt moșier și, pe urmă, nu mai știu cine, de la 22 a zis, a, dar tu e moșier. Dar ce zic, băi, voi nu sunteți capitaliști, eu sunt mai de stânga decât, în fine. Capitalismul știi ce înseamnă? De fapt, investiție. Deci diferența între un om care... Păi asta înseamnă capitalism. Unul care nu e capitalist câștigă bani și dă pe, nu știu, pe jocuri de noroc și pe iahă. Un capitalist investește, asta e diferența. Și necurbe, adică el câștigă bani și îi reinvestește. Ceea ce fac... prospere țările astea. Dar eu apreciez foarte tare puiul ăsta, că am uitat să spun că e bestial... Păi, această șmecherie a mea de a-l injecta cu portocale și cu romul ăla, înțelegi? În fine. Ne-ai retrezit gustul de Havana. Poate să ne cânte ceva de Inima Albastră. Păi cine a pus cârciuma într-un ăla n-a fost om nebun. Cine a pus cârciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine intră în ea să cânte, de necazuri să mai uite, măi dorulețe măi. Ăla a fost om cu dor greu, și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu, măi dorulețe măi. Floresc garoafele, se iubesc coltencele. Înfloresc garoafele, se iubesc coltencele. Lasă-mi florească și macu, să se iubească tot satul și sufletul meu săracu, măi dorulețu măi. Lasă-mi florească și macu, să se iubească tot satul și sufletul meu săracu, măi dorulețu măi, hai, hai. La crâșma din Poieniță vinui bun o cauai mică. La crâșma din Poieniță vinui bun o cauai mică. Crâșmărița-i frumoșică, să-i dea nechi o guriță, să-i dea nechi o guriță, măi dorulețe măi. Crâșmărița-i frumoșică, să-i dea nechi o guriță, să-i toarne vine nulcică, măi dorulețe măi. Da-r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 a.
mi-a plăcut că a vorbit așa mai mult pe prima parte, pentru că am putut și eu să mănânc. Și sincer, cum spuneam, sunt pofticios. Adică dacă am mâncarea în față, nu pot să stau așa în jurul ei și doar să vorbesc. Trebuie să... Nu, că de-aia suntem la masă. Putem să vorbim. Putem că eu așa vorbim. Mi se pare că așa deci, trebuie să decurgă o masă, să și vorbim, da. Chiar dacă mâncăm, asta e, ne scuză. Deci visai tu când erai copil de obor să ajungi să le spui românilor ce se întâmplă în lume? Te-ai visat vedetă de televizor? Nu, doamne ferește, și nici acum nu mă consider vedetă de televizor. Nu m-am visat, m-am visat ziarist la un moment dat și nu de... Adică foarte tânăr nu aveam conștiința asta ceea ce vreau să fac. Am făcut o facultate tehnică. Da? Ce ai făcut? Politehnică, TCMU. Păi deci am făcut bine. O facultate la care... Academia Casaveni cu și la Casaveni și acum... Aveți numai TCMiști. Da, numai inginer. Eu eram singur care eram un prăpădit. Pe timpul ăla, singura facultate era Ștefan Gheorghiu care făcea ziariști. Păi știu, da, dar... Păi nu m-au acuzat și pe mine că domnule a făcut ziarist. Păi dar nu erai activ de partid. Eu nu scriam cu partidul. Singura dată când am rosit cuvântul partid era în 89 și cuvântul Ceaușescu, de fapt. În 89 avem un destin comun, mă rog, tu ești mai devenit mai celebru, dar în 89, în 21, în 21 tu deja erai dizident, mă rog, toată lumea știa de tine, dar noi eram dintre, la 23 de ani, dintre cei care am ieșit acolo 21 seara la Inter. Mm-hmm. Au tras în noi, au nu fost... erai încă la televiziune. Nu, păi atunci eram încă în facultate. Aha. După aia am avut 9 luni de... inginerie, ca să zic așa, pentru că am făcut facultate tehnică făcând un liceu. Mihai Viteazu, cred că știi că era dintre cele mai bune, e în continuare. Celebru, acum matematic, fizic, eram prima clasă. Da, da, ce puteam să fac? Trebuie să dai la ceva care să rezoneze cu profilul tehnic. Nu aveam... Și părinții voiau să faci o meserie serioasă. Exact, ai ghicit. Asta e trauma. Mina. Exact. Și la tine a fost așa. Voia să mă facă... Inginer de poduri, visa el, dar n-am început să scriu la dezamăgit total. El era lăcătuș mecanic, avem, în fine. Ți-am zis eu, marele spirite se întâlnesc. Da. Un pahar de vin. Dar știi de ce la mulți ani? Când aceeași problemă a avut-o și eu, Dumnezeu să-i ierte tata, dar nu pot să le bagi o vină, pentru că ei chiar așa credeau că lucrurile practice, alea contează. Și spunea, ce tu citezi ziare, ce tu faci, nu știu, rebus, că făceam din alea metaforice, știi? Da, exact, da. Știi, adică chestii care definețe, alea te ajută mai târziu. Adică eu știu, dar ajută, ei nu știau. Da. Adică atunci când îi spui unui om, zice, domnule, dă-mi o definiție, ce înseamnă Doamne ajută? Te gândești la o închinăciune, la o rugă. Da, da. Și făcând astfel de exerciții, nu sunt alea cuvinte încrucișate, gen, stai pe el, scaun. Înțelegi? Da, Doamne ajută. Cavaler. Și înțelegea taică tu chestia asta? Nu, el vrea Doamne să mă ajută, fac... Doamne ajută, dar vedeți, e subtil. Eu vreau să mă ajut, fac... Doamne, mai Doamne continui ajută? Să ajuți în continuare, Doamne, sau da, te insura, nu mai poți. Le mai ajut așa, dar măsura în anumite limite. Taică meu care avea 4 clase la un moment dat, zice, mă, ce tu scrii tu poezii, mă? Zice, uite, ne-a vorbit nouă directorul azi și își notase, fii atent ce a spus. Și iau o hârtie. Dat fiind faptul. Bă, zice, dat fiind faptul. I s-a părut lui o chestie... O construcție frumoasă. Datorită, în loc de datorită. Da. Dat fiind faptul. Să vezi ce construcție. Bă, nu putea să doarmă noaptea de admirație pentru directorul ăla care a zis această... Ce construcții frumoase au moldovenii. Deci prin faptul că, mă rog, unele cuvinte le-au luat din rus și din astea, dar scot niște combinații teribile. Știi că la ei, de exemplu, strașnic nu înseamnă minunat. Ești un om strașnic. Nu, strașnic e ceva îngrozitor. E invers, e negativ, e peorativ. Da? Da. Mă rog, probabil în rusește înseamnă ceva nasol. Probabil, da. De acolo vin multe, știi? Da. Sau, sunt multe altele exemple, dar vreau să spun că tata, într-adevăr, nu credea, ca și toată generația, că poți să câștigi bani din creativitate. Ori eu asta încerc să spun pe toate căile și te profit și de ocazia întâlnirii cu tine, să spun că tot ceea ce creează oamenii, asta contează poate mai mult decât ce execută, ca bun executanți. Adică imaginația, creativitatea, chiar și arta asta, că asta e o artă, artă culinară. Ai mai pe care mâncat o ai tu. Pui exact, cu rom cubanez și cu... Nu, și să vede că este... Da. Nu, dintr-un pui fad devine o carne extraordinar apetisantă. Și lumea trebuia să învețe să creeze, să producă idei. Măi, creația ține de Dumnezeu. Știi ce au zis? Toată creația, după aia Dumnezeu ne-a injectat-o. Înțelegi? Oamenii. Cu seringa lui, una mai mare. Da, una mai fină, mai nevăzută. Știi ce
când am cotit eu către presă, pentru că am dat niște examene, am intrat prima dată la Libertate, aici, foarte aproape, la Brezoianu, fosta informație a Bucureștiului. Ziar de scandal. Păi nu era, că... Nu? Era serioasă pe vremea aia? Era fosta informație cu Octavian Andronic, șef. Era mai dramatică Libertatea pe vremea aia, da. După aia au luat ăștia de la Ringie și au făcut-o... Cu Gagiș, da. Cu Gagiș și cu... Nu, atunci am plecat. Da, da. Nu că nu m-ar fi interesat... Pe tine te interesau doamnele. Dar nu să scriu despre ele. Dar nu să scriu despre ele. Nu domnișoarele. Și... Nu, am intrat chiar pentru presa serioasă. Pentru presa serioasă. Ca dovadă că ai ajuns la știri, la televiziune. Da, asta mi-a plăcut totdeauna. Și vreau să spun că le dau în continuare sfat și celor mai tineri să-și aleagă, dom'le, chemarea, să-și urmeze chemarea, nu să-și aleagă. Să-și conștientizeze chemarea și să-și o urmeze. Pentru că eu, de exemplu, am riscat, aveam 9 luni de inginerie în București. Adică intrasem greu aici la un institut de cercetare, proiectare mecanică fină, tot pe la Obor, pe acolo. Și... la un moment dat mi-au spus mai mulți care m-au văzut că eram pasionat de ziare, pentru că eu eram de mic, știi, cu bunicul, bunicul era preot, dar preot care citea, citeam și ziarele alea nerocite, Scânteia, toate le citeam pentru numele liderilor străini care ne vizitau, Mobutu, Sese Seko, de ce mă interesau țările, țările alea, de unde vin ei și capitalele, știi cum le știam pe toate. Când am ajuns după aia în Burkina Faso, Ouagadougou, că știam că e capitala, deci eu zic, păi, astea parcă m-au chemat, adică eu citeam ca să văd geografie după... Cuvintele atrag realul, știi? Atrag realul, mi s-a părut interesant. Da, da, da. Și pentru asta am zis, merită, nu m-am văzut mai departe în meseria asta, pentru că nu aveam o chemare, am simțit eu, eram onorabil, mă descurcam una, și am dat un concurs în care am intrat de probă, am renunțat la... Inginerie la salariu bun de 3 ori mai mare decât ăla de reporter începător cu care m-au angajat ei, în care mi-au spus 3 luni de probă, dacă ești bun, rămâi, dacă nu, nu. Zic, domnule, dar pierd acolo. Știi ce a zis bunica? Dumnezeu să o ierte, face bine, toată familia a fost împotrivă. Da. Mai că îți lași tu prestigiu de inginer, ce e ziarist? Deci cred că se gândeau că vin ziare, nu știu, asta era ziarist atunci. Am un prieten, Dinu Adam, care nu se înțelegea cu taicăsul și avea boală după aia la... Ce, bă, scria pe ușa lui inginer Adam, nu știu cum îl chema, știi? Altceva. Băi, ce era atât de mândru, zice, și o uram aceasta. Da, dar uite... Dar ea o chestie, îți pui pe ușă meseria, păi, știi? Da, că deci, nu poți să vei, poetul din Adam săracu. Da. Să lași tu prestigiul de inginer. Mie mi-a plăcut fantastic asta. Da. Pentru asta m-a, cumva, parcă și mama, uite că profit de ocazie, acum o să mă vadă și... Mă vede de și vreau să-i mulțumesc pentru... Da, să trăiască. Mama trăiește. Și să-i spun că m-a ținut din scurt în școala primară, că eram de statocera, m-am mutat și la altă școală, deci până într-a șasea, am învățat la o școală, tot pe la Obor pe acolo, 50, toate se leagă de Obor. Și o să-ți mai zic una cu Oborul imediat. Deci eu mă duc tot timpul la Obor, mă duc în zona copilăriei tale, tu nu mai mergi, parcă nu te-am văzut niciodată. O să mai vin dacă știu că ești pe acolo. Și... Mi-a făcut, îmi rupea, nu știu dacă e o metodă foarte pedagogică, îmi rupea foile de la, ca să scriu cât mai caligrafic, cât mai bine, deci m-am mutat la altă școală, dintre a șasea m-am mutat la altă școală, de ce? Că luam note, îi se părea că nu mai învăț așa mult și zice, bă, ăștia s-au obișnuit cu tine, profesorii, îți dau note așa că... Fără să mai... Nu, te mut la altă școală unde făceau olimpiadă. Doamnă... Și știi, ia uite ce mi-a făcut. Aici, să îmbătrâniți frumos. De bine ce n-a văzut nicio învățătoare. Eu scriu cu 4 degete, adică țin pixul pe degetul 4. Ena, am bătături aici, tu cred că o ai pe... Da, o am pe creier. Toți am... Ia să mai ascultăm ceva. Cu ce bătătură. Din baltă la chilia poți, să vezi tu fu cum să nață, ca să-l tai nu poți. Capitanul strigă tare, dă-i hoțule, dă-i. Nu pot, nu pot, capitane, of, ce durere. Ce trenul printre munți ca un șarpe lung, cu
țigări naționale sus la deținuți. Oh, dăm, Doamne, o libertate la căsuța mea. Oh, să-mi văd casa și nevasta și pe măicuța. La căsuța mea. Oh, 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 să văd casa și nevasta și pe măicuța. Apropo de obor, vreau să zic că de ce am eu ține minte comunismul. Și cumva m-a traumatizat și de-aia cumva sunt foarte sensibil și recunosc, sunt sensibil la tot ce vine dinspre zona asta. De-aia sunt puțin mai anti-sovietic, să spun așa, nu neapărat rus, că n-am eu cu poporul rus. Dar tot ce vine, tot ce vine filozofia asta comunistă, pe mine îmi trezesc amintiri neplăcute, pentru că atât cât am prins eu, mie nu mi-a plăcut. E adevărat că mulți în ziua de astăzi au o anumită vârstă și idealizează cumva trecutul. Știți, se cheamă paseism. Știi cum idealizează? Idealizează, de fapt, viața aia simplă și fără mare... Da, că stresul zilei de mâine, că erau... Nu te costa întreținerea la bloc, chiria, da. Nu știu ce. Dar... Că vorba, domnule, ce, mai sunt, doamne, ce pe vremea aceea, era carnea ieftină. Adevărat că nu se găsea, dar era ieftină, zic, doamne. Minimalizează totul, dar asta este să scrie într-o filozofie care se cheamă paseism, din câte rețin eu, pentru că mi-a plăcut termenul, în care idealizez cumva trecutul și prin prisma faptului că tu erai mai tânăr, aveai altă energie, aveai altfel, îți amintești de lucrurile, numai lucrurile frumoase. De ce? Pentru că dar eu mi-amintesc, doar o secundă, mi-amintesc de statuia aia de la Obor, că despre asta vreau să-ți vorbesc, până mă jucam acolo. Și știi că era statuia de la 1906, de școală. Știi care era lozinca? Nici eu n-am înțeles de ce au pus-o acolo, dar... Sau de ce au dat-o jos, eu nu înțeleg de ce au dat-o jos, pentru că putea să dea jos lozinca. Dar era o realitate cu țăranul de la 1907, care a fost împușcat. Adică, chestia asta că devii un anticomun și urăși țăranul care s-a răsculat la 1907, exact. Două dracu. Este o prostie. Adică înțeleg că au dat jos statuia lui Lenin, dar nu al lui... Mai ales că erau niște folclorul român, crease o poezie. Ia zi eu, cum era? Nu. Păi de era mișto. Dacă te duci acolo în Obor, trebuie să știi că treci acolo. Păi dar nu mai e țăranul, îmi pare rău. Fraților, nu dați năvală, nu mai e nimic în hală. Asta era folclorul. Deci asta spunea țăranul ăla de acolo. Care parcă oprea lumea și într-adevăr nu mai era nimic în hală. Au omorât statuia țăranului român și după aia i-au omorât și pe țăran, că nu mai e niciun țăran în afară de beții, femei și babe și copii. În satul românesc, toți țăranii sunt în Italia, în Franța, în Anglia. Este marea nenorocire a României. Forța de lucru, nene, unde este? S-a dus, în fine. Dar țăranul avea dreptate. Fraților, nu dați năvală, nu mai nimic. Să refacem statul. Nu mai e nimic în hală. În hală. Da. Nu era nimic în hală, ce să mai... Ori asta era realitatea pe care am schimbat-o. Ce sentiment ai avut pe străzile capitalei Basarabiei? Adică ai sentimentul că... Mi-a plăcut să vorbește mult mai mult românește decât înainte, pentru că am mai fost de-a lungul timpului pe acolo și au început să vorbească... Eu am fost în 90 și la un hotel, în afară de femeia de servici, nu vorbea nimeni românește. S-au schimbat. Șefii erau hotelul ale rușilor, aia de la care îți dădea cheia era rusoaică, șefa hotelului era rusoaică, nu știu. Acum aproape că nu mai e loc, nu am mai întâlnit care să vorbești românește să nu-ți răspundă în română. Da, chiar dacă mulți, chiar dintre moldoveni, români, nu se consideră neapărat unii frați cu noi, că sunt tot felul nu, de... Nu, prea au rămas comică... Da, dar astea le-au indus și rușii. Nu, îmi pare rău. Nu rușii le-au indus cât bătrânii aia. Știi că românii... Când am luat Basarabia, știu, în cel de-al război mondial, nu numai jandarmii, dar au pus, când un ofițer încălca nu ce regulament, era trimis în Basarabia, la, înțelegi, în exil, cum ar veni. Și s-au dat mari românii acolo, știi, față de ei, că ei a fost un dispreț și se mai perpetuează, că sunt români de categoria a doua, moldovenii. Așa cum eu am aflat de la Secui, că ei se duc și muncesc la Budapesta și mi-a spus unul, doamne, dar știi că noi nu ne simțim mai bine aici la noi, în secuimea noastră, și aici, pe malul Dunării, că lucrau la mine acolo, îmi făceau o casă, știi?
Pentru că, zice, noi suntem plătiți mai prost decât ungurii din Ungaria, decât să uite la noi cum vă uitați voi la basarabeni. Așa da, mi-a spus. Eu nu mă uit, mai frumos la ei. Într-adevăr, poate unii dintre oameni să uită și nu e bine să uite așa, dar oamenii n-au nicio vină acolo. Singura vina a lor e că sunt conduși, ca și la noi aici, asemănă foarte tare, de niște lideri care sunt sub nivelul societății, nivelul mediu al societății. Adică asta e marea dramă a României. Mare mister, cum de ajung oameni. Păi cum de ajung? Uite, prin astea sunt limitele democrației. Știi, paleologul, mai spus și alte emisiuni, cred, a avut o revelație, a zis, domnule, după atâția, eu am trăit în capitalismul ăla, nu știu, și acum am ajuns la concluzia că oamenii deștepți nu se îmbogățesc așa, proștii sunt majoritari, se îmbogățesc mult mai repede. Da, și cum democrația... Așa în și în politică, noi mai deștepți devin lideri, știi? România, ca și Moldova, are atâția oameni capabili și uite că nu-i regăsești la butoane, în funcție de decizie. Da, și cred că România, asta poți să spui și tu foarte bine, că ai studiat și toate lucrurile astea, s-a format și România modernă și a progresat prin lideri. Prin lideri. Adică liderii au funcționat ca o locomotivă și au tras cumva societatea. Acum parcă societatea natural așa se dezvoltă mai bine și liderii devin lideri. Adică cei pe care i-am ales devin pietre de moară. Devin frâne. Știi că Arghese are o poezie foarte simpatică. Are cam așa. Într-o țară care a fost, era mare cel mai prost. Țara unde-i bun tutunul avea proști unu și unu. Cine o leacă avea de cap și îl punea după dulap. Super. Dar mie mi-a plăcut, apropo de poezie, am reținut așa două versuri dintr-o poezie, pentru că sintetiza foarte bine starea de spirit din România actuală. Dintr-o poezie a ta, nu știu, cred că era din Moartea citește ziarul din tot din volum, prin carnea noastră umblă Bizanțul, ba Europa, ba Orient. N-ai crede că un știrist mai citește și poezie. Poezie apare o chestie așa, ce poezie? Un știrist care reține un vers, e un semn bun. Vreau să dau așa un imbolt, un impuls, să spun că trebuie să ne uităm mai mult către să păstrăm Occident. Tradiții, să păstrăm, uite, lucrurile astea frumoase, dar să ne uităm către Occident, pentru că asta e. Nu, noi ne uităm spre Occident, problema e să se mai uite și Occidentul spre noi mai cu înțelegere, pentru că târâm o istorie după noi, știi? Mai ales că am stat 500 de ani sub turci, s-au frecat Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist, turcii, deci am supraviețuit. E o tehnică a supraviețuirii care poate să fie nemaipomenită, că ne-am păstrat biserici, în fine, au fost și lucruri nemaipomenite, dar și o modalitate de a te alua culoare, de a te strecura pe după... Și de a-ți pierde puțin din curaj, pentru că trebuie curaj. Pentru marile lucruri care transformăți, trebuie curaj. Uite, pentru orice în viața de zi cu zi, schimbarea unui loc de muncă, pentru orice trebuie curaj. Uite, și pentru a propune, a face un meniu pentru cineva, o injecta un pui pentru cineva care nu-l cunoșteai. Dacă te-ai riscat vreodată ai riscat vreodată cu vreun invitat să nu-l nimerești, pentru că la mine era simplu, pentru că mie îmi plac mâncărurile în general. Nu, săraca maică mea, dacă ar trăi, probabil s-a speriat. Cum, mamă, ce faci injecții la pui cu portocală și cu rom cubanez? Deci domnul doctor, pot să spun de acolo. Domnul doctor, mulțumesc. Da. Bine, la mulți ani, mi-a avut mare plăcere să te revăd după programul tău în Basarabia Saudită, cum zic eu. Da, în România. La mulți ani, mulțumim, Selgros. Ne mai vedem. Mulțumim, hai. Mersi. La mulți ani.
Mie îmi plac astfel de momente în care ai în față o farfurie și cu mâncare bună, un pahar de vin și interlocutor pe măsură. Și muzică bună. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.